Vești proaste în prag de iarnă. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei a afirmat că prețul gazelor naturale va crește și va fi o creștere simțitoare, 6%, ceea ce în condițiile consumului de iarnă va adăuga câteva zeci de lei facturilor. Prețul gazelor a crescut în urma liberalizării pieței. Noile reglementări au intrat în vigoare pe 1 aprilie anul acesta, dar numai acum își fac simțite efectele.